Ion Crista este cel care dă ora exactă la Iași de mai bine de jumătate de secol, iar turnul palatului i-a devenit casă, el fiind singurul care are grijă de acest loc. De la cutremurul mare, 1977, din atunci, cu o 2 ani mai înainte, ceasul m-a interesat de când eram mic, avea tata niște ceasuri. Și eu le desfăceam și mă uitam la el. Mecanismul uriaș este îngrijit doar de un singur om pentru că nu se găsesc alții care să fie instruiți, iar dacă nu ar fi fost nici el, bijuteria de la palat ar fi fost lăsată de izbeliște. Am încercat, am adus câțiva ca să înveții, așa, după 3-4 luni au fugit. Conducerea se delege cu obligații, cu hârtie, pe cineva și eu imediat îl țin și îl învăț din numai. Numai că trebuie să aibă câteva noțiuni elementare. Ion Crista este unul dintre puținii experți în mecanică fină și orologerie. La orele fixe, cele 8 clopote ale ceasului cântă Hora Unirii. Ceasul a fost instalat în turn la comanda arhitectului Ion Berindei, fiind adus din Germania. Întregul sistem al ceasului din turnul Palatului Culturii se întinde pe 3 etaje, ceea ce înseamnă că are o lungime de peste 20 de metri, cântărește câteva tone și are sute de piese. Aceste 8 clopote sunt 8 note muzicale și în felul acesta, 8 note muzicale, putem să cântăm orice. Dar pe știptul respectiv, mecanic, este pus Hora Unirii. Melodia ceasului se poate auzi de la cel puțin 2 km de turn, dar poate fi ascultată oriunde în lume. În 2016 a fost montată o instalație în apropierea clopotelor care captează sunetele și le distribuie peste tot cu ajutorul internetului.